Republica Moldova marchează astăzi 27 de ani de la adoptarea Constituției. Evenimentul a fost marcat doar pe rețelele de socializare, unde mai mulți oficiali și politicieni au scris mesaje în care au subliniat importanța legii supreme. Cu această ocazie, liderul partidului Șor a propus ca legea supremă să fie amendată prin anularea imunității parlamentare a deputaților și a îndemnat aleșii poporului să susțină un proiect propus acum 2 ani de fracțiunea pe care o conduce. Cu ocazia celor 27 de ani de la adoptarea Constituției, președintele partidului Șor, Ilan Șor, a scris pe Facebook că formațiunea sa va propune și în noul Parlament amendarea legii supreme prin anularea imunității parlamentare a deputaților. Pentru politicieni a devenit ceva firesc să dea vina pe legea supremă pentru a-și acoperi eșecurile și incompetența. Da, indiscutabil, legea supremă necesită modificări. Noi propunem ca, în primul rând, să fie anulată imunitatea parlamentară. Haideți să trecem în sfârșit de la vorbe la fapte, să dăm dovadă de voință politică, a menționat Șor. Politicianul a mai amintit că un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat acum 2 ani în Parlament, care a acumulat doar 24 de semnături din cele 34 necesare pentru inițierea modificării Constituției. Astfel, Ilan Șor i-a îndemnat pe deputații din celelalte fracțiuni să dea dovadă de voință politică și să-l susțină. Premierul interimar, Aureliu Ciocoi, a declarat că persoanele care dețin sau care vor deține funcții publice trebuie să conștientizeze obligația constituțională și morală de a pune interesul public mai presus de interesul personal sau de grup. Și președintele Maia Sandu a venit cu un mesaj. Constituția a suferit mai multe modificări, însă au rămas neschimbate principiile fundamentale ale legii supreme, care proclamă drept valori supreme și garantate pacea civică, democrația, demnitatea, drepturile și libertățile omului, precum și separarea puterilor în stat, independența justiției, statul de drept, a scris șeful statului. Fostul președinte al țării, Vladimir Voronin, a declarat însă că în ultimii 3 ani Constituția a fost transformată în servitoarea puterii. Astfel, adoptarea unei noi legi supreme printr-un referendum național va fi o bună temelie pentru consolidarea societății. Iar președintele Curții Constituționale, Domnica Manole, a susținut un briefing cu această ocazie. Mesajul de felicitare a fost citit de pe foaie. Cu prilejul zilei Constituției, primiți cele mai calde și sincere felicitări. Pentru a fi puternic, un popor trebuie să-și iubească Constituția. Legea supremă a fost adoptată în data de 29 iulie 1994 și a intrat în vigoare în 27 august în același an.